Fumul gros care iese din gogoșeria ambulantă acoperă ca un nor curtea spitalului. Este o imagine de poveste, de care se lovesc toți cei care pun piciorul în curtea unității medicale târgoviștene. Așezată strategic la nici 200 de metri de la intrarea în incinta unității medicale, rulota transformată într-o adevărată fabrică de gogoși vinde produse dulci pacienților pe bandă rulantă. Deși în curtea spitalului există o construcție care desfășoară activitatea în regim de patiserie, iar de jur împrejurul unității 10 de magazine cu același profil sunt construite ca o fortăreață, conducerea a socotit că amplasarea rulotei nu poate aduce decât un beneficiu, meniul pacienților fiind astfel diversificat cu gogoși simple și clătite. Vă pot confirma faptul că există acord pentru desfășurarea activității de comerț ambulant, respectiv gogoșerie. De când este amplasat acest lucru? Nu pot să vă dau alte relații. Noua improvizație strânește interesul celor care vin la spital, bucurându-se chiar de vânzări însemnate. Însă sunt și destule persoane care spun că, în curând, curtea spitalului se va transforma într-un bâlci, în care își vor face loc și gheretele cu mici și dozatoarele de bere. Comediile mai lipsesc.